Azi, explică-ne puțin. Golul nu ai tras din prima la poartă, ai întors doi adversari, ai dat pe lângă Pleșca. Bună seara, vă mulțumesc tare mult. Am încercat să îmbunătățesc finalizarea, că am mai avut situații de gol și nu am reușit să profit de șansele pe care le-am avut. Acum mă bucur că am reușit să sparg gheața și sper să nu fie ultimul gol și să mai ajută echipa să câștigă meciul sau să aduc puncte acestei echipe. Ai dedicat golul părinților tăi? Da. În tribună, nu? Da, familia mea a fost în tribună, mama și cu tata. Sora mea acum a născut și dedic golul nepotului meu, Victor. Și bineînțeles tuturor prietenilor mei care mă susțin și prietenii mele care mereu își găsește cuvinte frumoase pentru mine. Putem spune că e un egal cât o victorie. Rămâne Gazmetan la 3 puncte în spatele vostru. A venit acolo și Botoșanul care a câștigat la Chelsea. Este un punct important, este strânsă lupta la play-off, orice punct e binevenit. Vă dați seama că noi am venit cu gândul să câștigăm, dar bine că nu am pierdut și mergem cu un punct. Cum ți s-a părut Gazmetan Mediaș cu un nou antrenor, Edi Iordănescu, pe care l-ați avut și voi la Giurgiu? Îl știm pe domnul Iordănescu, ce lucrează, ce pregătește. Nu ne-am așteptat să fie un meci ușor deloc. Se pare că prima repriză ne-au surprins un pic, s-a văzut că ne-au surprins, dar a doua repriză am reușit să ne motivăm și să ne mobilizăm mai bine. Vezi acest play-off fără Astra Giurgiu? Sper că nu. Îmi doresc să fim în play-off, acolo ne este locul și să ne batem și la cât mai sus, la o poziție cât mai sus în clasament. Iată un puști, i-a stricat seara lui Edi Iordănescu, acest butean, care de regulă a jucat fundaș lateral, astăzi a fost mijlocaș central. Iată o surpriză pe care i-a făcut-o Enache lui Iordănescu și a mers. Remarcă biografică inedită, spune, a debutat tocmai cu Edi Iordănescu la Astra, da, butean. Da, da. E ceva și acum i-a făcut-o într-un fel. Da, cu acest gol și frumos, au alunecat pe acolo fundaș și i-a cam întors cum a vrut cu prea mare ușurință, dar rămâne o reușită frumoasă. Oricum.